Salut, eu sunt Vlad, sunt investitor de peste 9 ani, în septembrie s-au împlinit 9 ani de când am început să investez la bursă și pas cu pas vreau să aduc și eu inputul meu asupra acestui domeniu, deoarece există un val foarte mare de începători care intră în acest domeniu și așa cum Dan Kruger Effect ne învață, cel mai rău este să ai stima de sine la maxim și cunoștințele la minim. Asta este combinația perfectă pentru eșec. Astăzi vreau să vă prezint niște informații destul de basic. Voi încerca în fiecare săptămână să fac un astfel de material și se va numi Weekly Earnings Report. Așa că în fiecare săptămână vom vedea ce companii urmează să își prezinte rapoartele financiare și poate chiar vom comenta pe tema unora și vom discuta despre care a fost impactul asupra prețului de capital al acestor companii. Săptămâna săptămâna cea trecută a fost o săptămână foarte, foarte interesantă. Am avut câteva branduri cunoscute care au avut raportul financiar. Am avut luni, am avut PayPal, Roblox, astea au fost cele mai cunoscute, de asemenea, The Meme Stock, AMC, care am înțeles că MC încearcă să facă ceva cu toți banii care au adunat cu ocazia asta, încearcă să vândă popcorn, să facă livrări la domiciliu de popcorn. Uh, N-a fost o companie în care am investit, nu cred în aceste abordări uh, de turmă, pentru că pur și simplu nu sunt sustenabile. Poate să ai succes cu 1-2 mii stocuri, dar te vei trezi în situația în care uh, economiile tale, obținute prin ani de muncă și greu, le pui în aceste hype stocks, și acestea vor eșua. Și să, să, trag o concluzie la tot ce s-a întâmplat, poate chiar voi discuta o dată pe tema asta, ce pe Wall Street nu o să pierdă niciodată. Până la final, până la urmă, tot oamenii de rând ori să piardă. Și am văzut influenceri în România care spuneau buy MC, buy GME, hold, hold, hold și vedea că acțiunile merg în jos. Și clar, volatilitatea era foarte mare pe aceste acțiuni. Însă, până la urmă, atunci când acțiunile au căzut de la 300 sau cât au ajuns cele de la uh, GME, uh, oamenii de rând au fost majoritatea celor care nu au avut suficient capital încât să rămână în piață sau s-au panicat cel mai tare și, până la urmă, crezând că uh, You will squeeze Wall Street, you only squeeze your people. Marți, iarăși, niște companii importante. A fost o săptămână în care am stat. Așa, Tunnel Vision, pe, pe Earnings Report am avut BioNTech, care uh, pentru mine e important să urmăresc ce se întâmplă cu vânzările acestor companii ca să evaluez situația pandemiei în lume. Am avut DoorDash, uh, am avut NIO, NIO, ar trebui să vorbim pe tema asta în săptămânile următoare pentru că am investit foarte, foarte la început în NIO și am făcut o grămadă de bani, aproape mă simt vinovat ce ușor au fost banii aceia făcuți. Însă trebuie să vorbim de ce NIO în momentul de față reprezintă sub 5% din portofoliul meu. Palantir, unul din top 3 holderii din portofoliul meu, având o greutate foarte mare. Greutate redusă fix înainte de earnings report. Pentru că Palantir e o companie foarte greu înțeleasă și săptămâna aceasta vom avea un clip foarte, foarte amplu despre Palantir. Pentru că îmi place compania asta, am citit și cartea From Zero to One și uh, vom mai vorbi de o, despre o companie foarte, foarte interesantă. Însă am vândut înainte de Earnings Report tot ce aveam palantir uh, sau jumate, nu mai știu exact, dar era prețul foarte bun uh, și chiar cu riscul să crească și mai mult, am preferat cred că jumate am vândut ca să capitalizez pe suma aceea și cred că am făcut foarte bine, a căzut foarte tare și am cumpărat la 22 după, ceea ce pentru mine a reprezentat un swing trade foarte bun pe care nu puteam să l-anticipez, dar pentru care am creat contextul potrivit. Unity Software, boom, a explodat, a crescut incredibil. Am vândut tot ce aveam Unity Software, pur și simplu prețul este super super mare și uneori nu sunt confortabil să investesc în companii deși sunt foarte bune, deși au potențial foarte mare. În momentul ăsta a pieței, prețurile sunt atât de mari încât nu sunt confortabil. Vreau să construiesc ceva acasă și pur și simplu nu sunt confortabil să termin de construit ce am de construit, un spațiu de 70 de metri pătrați, pentru că prețurile sunt atât de mari la materiale de construcție încât Prefer să amân o vreme și nu știu ce se va întâmpla, poate prețurile nu vor scădea și o să, poate o să discutăm într-un clip pe tema asta dacă cred că bula asta a prețurilor mari va exploda sau nu, pentru că cel mai mult cred că nu va exploda și o să aduc toate argumentele pe tema asta, însă în același timp am nevoie psihic să mă obișnuiesc, pentru că eu fiind de foarte mulți ani în domeniul acesta și văzând aceste mișcări în piață, fiind martor la ele, le percep foarte greu și cu multă panică, pentru că nu e ceva ce am mai întâlnit. Am avut uh, Miercuri, am avut Walt Disney Company, nu urmăresc, nu știu foarte mult, dar am avut uh, Afirm, o companie foarte interesantă care are legătură și cu PayPal și cu Palantir. Ce săptămână, ce săptămână, a fost o săptămână incredibilă. SoFi, de asemenea o companie pe care o urmăresc și în care intenționez să investesc, însă mai trebuie să calibrez acolo un pic uh, cercetarea. Uh, în general ce fac oamenii, aud despre o companie tare, aud că e subevaluată, aud că e la un preț bun. Bum, sar și o cumpără. Nici o cercetare, nimic. Ăștia sunt foarte mulți din retaileri. Eu nu pot să fac chestia asta, pentru că deja investesc sume destul de mari. Am trecut prin foarte multe, să zic, momente grele ca să ajung în punctul ăsta. Mulți ani de economie, mulți ani în care holding, 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 buying the deep again and again. Iar acum deja mi-am format un sistem suficient de bun care nu mă lasă să mă arunc în față. Și sincer, pentru mine, eu ratez foarte multe oportunități de a face bani, 100% le ratez, dar oare aș fi la fel de profitabil dacă aș sări în toate aceste oportunități? Nu știu, pentru că nimeni nu vorbește despre acele oportunități care au eșuat. Joi, Wix au avut și ei raportul financiar, și vineri au avut cei de la, de la AstraZeneca. A fost o săptămână foarte intensă, am stat uh, cu, ochii, cu ochii ațintiți pe rapoartele financiare, iar săptămâna asta vin iarăși niște rapoarte financiare, chiar astăzi aștept un raport financiar. Uh, nu știu cumva, cum, cum vor fi cifrele, dar sincer sunt entuziasmat să trăiesc aceste timpuri. Vreau să spun că în anii mei de experiență în investițiile la bursă n-am mai trăit niște ani ca și acestea, chiar și eu învăț foarte multe și e extraordinar. Astăzi, după închiderea bursei, va trebui să stau treaz, pentru că vreau să stau treaz. Vom avea earnings report from Lucid, compania de mașini electrice. Uh, fu. Foarte interesant. Before opening, deci mâine, before opening, vom avea Walmart, care m-a explodat când l-am cumpărat ultima dată, înainte de raportul celălalt m-a explodat. Ce credeți că am făcut? L-am vândut pe tot pentru că mi e foarte greu să cred că aceste cifre cu această creștere foarte mare pot fi ținute quarter după quarter după quarter. În general, ca și la pandemie, apare acest platou pentru o vreme sau chiar corecție. Dar trebuie să recunosc Walmart mi-a mi mi crescut acolo portofoliu foarte bine, l-am lichidat, sunt mulțumit. Avem tot așa companie foarte importantă. Miercuri, Nvidia. N-am cumpărat Nvidia, nu știu, n-am văzut pentru Nvidia, n-am văzut contextul potrivit. Eu nu i-am apreciat atât de mult și am recomandat câtorva din partenerii cu care lucrez să cumpere Nvidia și mi-arătau cum au 50% creștere și am felicitat și m-am bucurat pentru ei. Dacă nu mă înșel, cred că unii dintre ei au acum spre 80% creștere. Eu am ales să spun nu celor de la Nvidia și să merg complet cu tot bugetul pe AMD. Pentru că pur și simplu am văzut potențialul în AMD, deși l-am lichidat la 95 de dolari. N-are rost să vă mii, n-are rost să vin în fața voastră să spun că am vândut la 130, la 120, nu. L-am lichidat la 95 de dolari, te l-am cumpărat la 70 cu vreo 20% din portofoliu. Când am văzut creșterea aceea mare, pur și simplu erau bani cu care puteam să trăiesc un an, așa că m-am retras și am fost foarte mulțumit. Însă, joi, foarte important, Alibaba, singura companie chinezească în care mai dețin semnificativ acțiuni. Mai dețin ceva în NIO, am deținut multă vreme peste 10% din portofoliu în Xpeng, am cumpărat la 18 dolari niște creșteri incredibile, pur și simplu nu eram confortabil. Nu eram confortabil și poate cei care n-au suficientă experiență nu înțeleg ce disconfort poate să fie pentru o persoană care în domeniul ăsta de mulți ani să vadă creșteri atât de rapide, pare că ceva e stricat, pare că ceva e un bug în sistem. Așa că una din singurele companii chinezești cu care, în care cred cu adevărat, deși e plină de riscuri, este Alibaba. Uh, compania asta e la un preț foarte, foarte mic, însă vom vorbi într-un video separat despre marea problemă etică a companiilor chinezești. E foarte important să ne ridicăm mereu aceste semne de întrebare. Tot joi avem raportul financiar de la Canadian Solar, companie în care dețin acțiuni, o companie care îmi place, cu un model de business de tip bulgare. Eu cred că compania asta la un moment dat bulgările acesta va crește atât de repede încât piața nu va fi pregătită pentru ea. Așa că e un long term holding pentru mine, Canadian Solar, undeva la 4% din portofoliu, mai mult decât mi-aș fi dorit, dar cred cu tărie că va fi o alegere bună pe termen lung, asta însemnând 5 ani plus. Acestea sunt companiile pe care eu le voi urmări în săptămâna ce urmează. Săptămâna ce a trecut a fost super intensă. Vreau să spun un felul următor, nu poți să fii investitor la bursă fără să fii la curent cu activitatea companiilor în care crezi și în care investești. Eu am în Google Finance-ul meu, am două categorii, am un watchlist cu companiile în care sunt investitor și am un watchlist cu companiile în care vreau să investesc. Poate unele din companiile în care vreau să investesc au acum un preț foarte mare, poate ratează vreun earnings și am șansa să intru la un preț care i Consider eu că este foarte bun sau poate o să ratez prețul cu totul și la un dat pur și simplu o să le scot de acolo pentru că prețul e super mare, cum e pentru mine în acest moment Amazon. Așa că trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. E un domeniu super complex, în ciuda faptului că îl accesăm prin telefon și pare că totul e așa de simplu. E un domeniu super complex și vă încurajez să studiați măcar 3 ani, nu știu, cea mai nașpa facultate cea mai nașpa facultate durează 3 ani. Recomand să studiați acest domeniu măcar 3 ani înainte să începeți să investiți niște sume serioase. Nu credeți în ideea că oricum, dacă aștept destul de mult, o să crească, eu țin acolo banii până o să crească. Lucrurile astea nu funcționează așa, pentru că dacă ar funcționa așa, toată lumea ar bate SP500. Așa că vă încurajez să fiți responsabili, să abordați lucrurile astea cu maturitate și, de asemenea, cei care vor să învețe în mod special de la mine, am creat un curs episod cu episod cu episod, materiale video. Zic eu care însumează psihologia mea și filozofia mea de de a investi la bursă și aveți linkul în descriere. Vă mulțumesc.